Nu mai zici. Coboră să duc. Și ce dacă l-a la ușă? Lasă să stea la ușă cu noi. Nu coboră tu, că ți-am zis că duc eu. De ce să cobor tu? Cu ce te încurcă pe tine acolo? La ușă, pe mine. Nu-i frumos. Pe ce jucăm, frate? Pe ce jucăm? Dacă te bat la peste 10.000 de puncte, închizi live-ul. Hai, mai vedeți că vine dapul. Facem pe 20 de fători? Facem. Hai. 4 randafiri, 4 randafiri. Fiți atenți că vine dapul. Cine are mânușă să pună mânușă la dapul? Cine are mânușă să pună mânușă la dapul? 2 trandafiri ai mei, vă rog eu, hai. Aoleu, muncă la... Dă băcănele, măi, sărachilor. Au ceva cu mine, m-au văzut mai slab, că m-am tras la față sau ceva. M-am tras la față, tu-i vrei? Ha? M-am mai împlinit? Dar tu ce-i cu tine? Ai dat volumul jos sau ce? Vorbește mai tare. Pe cine să deranjezi? Că-s oameni, nu știi, familia noastră ce-a părere. Ei se bucură când îți aud vocea. Hai, mi-ai 25 de secunde. Ce telefon? PC, mersi. Ce telefon are Vali, frate? iPhone. Adriana, mulțumesc mult. 18 secunde. Cineva cu noi? Ce, nu? Iubesc. Mia, mersi. Hai, mă, 5 secunde, mă. Mersi, neuronesc. Semănați-vă. Bă, fratele meu, dar de ce ești așa arogant? Cine? Eu? Da. Dar cu ce am fost arogant cu tine, Vale? Dar cine a zis că cu mine? Bă, frate, poate o meritat, eu știu. Și de tine zice lumea că ești arogant. Dar e supărat astăzi, frate, nu ești în apele tale. Tap toți. Ești supărat? Nu, frate, de ce să fiu supărat? Nu, ești așa în apele tale, ești cu energia scăzută. Hai, apăsăm pe crane. Da, Mia, da. Nu mai faci acum atât, băi. Las, că termină așa și după aceea. Și numai ce să-mi dai. Acolo în geantă la mine am Icos ăla, pe lateral. Are baterie.
la fel. Nu ești fraier de azi. Nu-s fraier de azi, frate, că tai cu minte că-s fraier de mult. Bine și el. Ești de mult, bă. Cam, că m-am pierdut eu. Auzi, mult, de mult pe ăsta, frate. Ceva nu-i bine cu tine azi, frate. Nu, ești tu. Ceva... Ești obosit. Ți s-a dus și ție vremea, frate. Ai îmbătrânit. Ce mă superi. Aia, dă-mi parfum. Am parfumul, te rog. Mustă, mulțumesc. Mami, nu probleme, mami. Mișa, ești cu noi? Hai, apăsăm pe crane. Tu ce faci? Noi bine, tu ce faci? Uite, acum am venit de la sală, am făcut brațe. Ce provocare ai făcut sau fără provocare ați făcut meci oficial? Avem, trebuie să facem curând. Trebuie să mă vorbesc cu Ionuț să... o să mergem la, știu eu, la o casă de copii sau ceva și o să cumpărăm noi alimente, dulciuri. Bă, bravo. Ce ne gândim noi? Bravo. Hai, mei, încă un trandafir, vă rog eu frumos, știu că suntem... Avem încă de 4 trandafrași, vă scumpii mei. Știu că suntem în din ăla restricție, dar hai că putem. Hai că putem. Merge, apăsăm pe crane, vă rog. Vedeți că e ori 3, Deni, Pisi, cine mai e? 3, scumpii mei. Mardina, mulțumesc, Daniela, mulțumesc mult. 23 de secunde. Cine? Marius! Simona! Mersi, Simona, hai încă cineva cu Pisi, Simona și Marius, că i-a pus mânușă. Adriana, încă cineva, 7 secunde. Marius, te pun, Marius! Mia, mersi, Mia! Nu mai poate fata asta să mură dacă n-are boală pe mine, unde mă prinde 15.000 de puncte. Avem și noi mânușă? Are cineva mânușă la noi? Mulțumesc! Are cineva mânușă la noi? Ilie, mulțumesc frumos! Unde-i Denisa, mă? Unde-i Denisa mea? Mulțumesc! Denisa mea, Amalia, doamna Voichița! Unde-s, mă, fetele? Mariana, Daniel, doamna Svetlana. Avem mânușă? N-are nimeni mânușă? Să-ți dăm un an pe împrumut? Dar am înțeles că mânușile astea nu poți să le folosești la altcineva. Nu, trebuie să vină să-mi doneze și mie. Să vină să fie MVP și la mine. Băi, n-avem o mânușă, mă. Balansul, cum vezi balansul, aoleu, mâncare, așa, zu. Păi cum facem, că e 2-1. Hai să mă jucăm dacă vrei. Măcar să plecăm, ori precâștigat, ori pre... Așa. Nu mai am măcau acolo un sac întreg de mănuși, tot joacă cu mine și nici așa nu pot să ne bată. Și venim și după oficial. Ce faci, mă? Nu mai aveți putere, dar gata. Dar mai nu pregătim pentru oficial, așa nu că stai liniștit. Nu mai poate, că s-a găurit buzunarul. Bă, nu ne-o supărat pe camera mea, că apoi ne tragem de păr. Asta e, mă, fraților, astăzi ați fost cam mici. Da, ce mai din gură. A trebuit să vină Laurențiu Suciu, a trebuit să vină Laurențiu Suciu să vă pună pe pământ. Nu mai, că... Respect, fetele mele, șmechere! Da. Numai fete. Păi eu am o comunitate, nu numai camii, cum îți dă numai ție, numai camii îți dă. Mie uite câte fete îmi dau. Adevărat? Asta înseamnă comunitate. A, și eu nu am comunitate. Păi dacă numai camii îți dă.
Păi de unde ai luat tu când m-a camerat? Am luat acolo cine câte puncte s-a dat. A, da, uiți și te abonezi la... Nu, niciodată, întreabă pe camin, niciodată, n-am dat la nimeni, niciodată. Eu sunt cu oamenii mei și atât. Niciodată. Nu, de ce râzi? Dacă să fie unul aici, să poată să zică vreodată că eu am dat unui susținător de-a lui cerere, ca să mă bag eu în seamă, niciodată, urăsc lucrul ăsta. Nu s-a întâmplat niciodată. Hai, mea, apăsăm pe ecrane. A primit cineva mânușă, dar nu știu cine a primit. Dar ți s-a tăiat energia. Bă, când o să-l vorbiți de rău, duceți-vă și spuneți lui, nu vorbiți aici până vă vine rău. Miau, miau, mănânci la cata iurea. Patru trandafiri, patru trandafiri, patru trandafiri. Tu de ce te-ai supărat așa? Nu, că zice că se vorbește urât într-un fel de tine la noi în cea, dar nu se vorbește, pentru că nu se vorbește, merge. Ordoi, pune mânușa acum la Ordoi. Cine a primit? Lari, cred că tu ai primit. Mariana, bine ai venit, te pup, Mariana, te pup. Punem și noi mânușă. Punem și noi mânușă. Doamna Voichița, pune mânușă, doar mânușă și cadou, mânușă și cadou. Pisti, mânușă și cadou. Faptul că eu, iubita mea, mulțumesc. I-a dat, bă, i-a dat. Am supărat-o. Uite, bă, ce-am enervat-o, mă, mâncă-mă și gura voastră. Adriana, mersi, Adriana. Mulțumesc frumos. Larisa, te pup, Larisa. Nu am reușit să o văd, sincer. Eu acolo vorbeam, nu știu ce vorbeam. Uite, mă. O, Larisa! Bine, mă, bine, mă, fetelor. Bine, Lari, mersi mult, te pup. Mamă, două mi-a dat Lari. Lari, mersi mult. Mariana, fetelor, doamna Voichița. Unde e mă Amalia când avem nevoie de ea? Ce ai acolo? Păi uite-te, fii atent, stai așa că zic. 100.000 de puncte ai de la Cami și următoarea 140 de puncte. Așa. Deci niciodată nu am zis că eu am... Cum strigi tu, fetele mele? Da, la mine comunitatea toată e de femei. Vino ăsta la nama, că nu ne glumim. Ce te-ai supărat așa? Ți-a scăzut energia. Am glumit și eu. Dar nu am nimic că... Vine lumea și să bage râcă, știți? Numai să, așa, că vai, că te vorbim de rău sau ceva de genul. Mie nu-mi place așa, că ești ofticos asta, tu o știi și singur. Dar pe mine nici mă deranjează, că atâția azi care mă vorbesc prost, ce mai mi-s încă 2, 3, 4? Aoleu. Încă 2, 3, 4, tot acolo, lângă restul merg. Fetelor, vă iubesc să mă rog, dacă nu, Lari, mersi din suflet, Mariana, Pisi. Mulțumesc, mulțumesc frumos, frumos. Bine, mă, Petru. Așa e când... Vă pun, mă, vă mulțumesc mult din suflet, să mă rog, dacă nu, puterile mele, forțele mele. E prea frumos, mă. Ce? E frumos. Dar eu n-am înțeles că s-a 100 de mine, eu crezut că 10 mii, știi? Când mă uit, stai o leacă, că la tine vine din urmă, dar nu ea. Lasă-mă, uite, vezi, așa trebuie să mai înfuri un pic pe Cami. Nu am făcut numere mari, nu știu ce, mama. Gata, mă, Nona, gata. 3-1, dragul meu. Gata, te-am pupat. Hai de pa, seara frumoasă. Pa, pa, pa. Ceau. Bă, fetelor, Lari, mersi, ce surpriză mi-ai făcut și tu, Mariana. Vă mulțumesc mult din toată inima. Hai că mai Apăsăm și noi pe ecrane, dragilor, ei, apăsăm și noi pe ecrane. Mai meci oficial? Ce? Ai meci oficial? Nu. Nu ai, nu? Nu. Unde ești cealaltă acostibire? Deci s-a întors Justina, dar nu mai e aici Justina, nu mai e, nu? Te bucur de...
Și Lorena te pupă, dar încă nu știe, dar sigur te pupă și ea. Pe Larisa, mă, pe Larisa, dar și pe tine te pupă. Eu am făcut mâna așa de bun simț că nu puteai să mă arăt. Hai, mică, te pup. Mersi frumos de tot ajutorul din seara asta. Faceți-mi voi, ai mei, faceți-mi, trimiteți-mi emoji voi, salutați-mă voi pe mine, să nu rămân cu mâna așa. Mai am putere aici, mă, alege țar praful de ele. Uitați ce înseamnă, bă, oameni buni, un fumător în rate. Vă pup, dar jur. Ce ai mai făcut la Orențiu? Ce să fac, mă, frate? Am asistat aseară la cearta ta cu George. Ce am mai făcut? Am uitat la un film, mi-au găsit Lorena niște pastile de somn puternice aici. Și ce părere, ce părere ai? Nu mă interesează, frate, fiecare să-și rezolve conflictele. Încă 3 trandafiri, dragii mei, încă 3 trandafiri. Băi, ce m-am bucurat aseară, mi-au găsit Lorena niște pastile puternice de somn ale mele. Mama, le-aș zis cum am luat o pastilă din aia direct, direct vine... Știți cum e? Ca și cum aș avea bilet la VIP, la cinema, la bilet spre lumea viselor. 2 trandafiri, dragii mei. Încă unul. Încă unul. Bun, vă iubesc, mersi. Cunoscut. Deci da, m-a arătat te-am văzut acolo în spatele alt concurs, l-am întrebat pe ceva băiat și mă uitam așa, bă, eu pe tine nu te mai recunosc. După aia mi-a zis cine ești. Da, Marian, n-a nicio problemă. Dar auzi, Doriane, arătam bine la primul concurs. Foarte bine, foarte bine. Bă, frate, să mor eu că te-am făcut pentru concursul ăla, de nu poți să-ți imaginezi. Cred. Bă, știi cum e, multă lume nu-și dă seama cât de mult contează, știi, pregătirea și asta și cât e de greu, să zic așa, știi? Da. Ei, cred că, pula mea, și-o băga așa, nu știu ce, nu știu cum și gata, a intrat pe scenă și ești mare și tare. Bă, dacă ar fi așa ușor, frate... Toată lumea, știi? Crede-mă că am fost acolo la Miami Pro în Londra 2 ani mai târziu și am fost mult mai strong, dar așa tare cum am pregătit pentru primul concurs, nu m-am pregătit în viața mea, frate, să mor eu ce am făcut în... Aș putea scrie o carte ce am făcut pentru concursul, crede-mă. De cred. Și eram grăsuț, lucram cu mărășoiu și până nu a început să vadă abdomenul și alea nu m-a băgat în seamă, să știi. Chiar dacă am plătit lui pe atunci, era mult, $500, dar până să vadă un pic pe mine nu m-a băgat în seamă. Eu niciodată nu mi-am plătit antrenor, tot timpul am zis, bă, eu știu mai bine. Eu sunt așa un om foarte ambițios așa. Eu tot le știu mai bine ca oricine. Poți să-mi zică cineva că e așa, că eu zic că nu-i, că cum zic eu. Tot timpul le dau pe mele. Dar acum cu ce te ocupi? Am mergi în RXF? Da, acum am meci în RXF. O să fie primul meci care o să fie 2 versus 2. Am văzut, ești cu Romeo. Da. Hai, dragilor, meciul ăsta vă rog eu frumos, măcar să-l bat și aici. Dacă l-am bătut atunci să trebuie. Haideți, mă, să recuperăm noi acum. Că e 1-0 la mine. Acolo să câștigăm aici. Fetelor, Mariana, frate. Stați cu mine, vă rog eu frumos, fetele mele. Ultimul meci. Haideți, ajutați-mi și voi careva. Nu nimic, a? Zero. Hai. Cum ești, Laure, ce mai faci? Bă, frate, la București, m-am mutat aici. Am fost și eu în Casa Iubirii, cred că ai văzut. Am văzut, dar ți-am scris, am vorbit atunci, dacă mai știi. Da, la început, chiar când am intrat. Da. Și eu ți-am zis, și eu când am fost la Puterea Dragostei, am intrat acolo. Gata, mi-aduc aminte conversația. Da. Așa a și fost, frate, dar la mine a fost... Mariana a pus mânușă, vă rog eu frumos, dați mânușă și cadou. La mine a fost eveniment fericit, frate, am fost singurul din tot sezonul care a terminat cu iubită, ne-am mutat împreună. Da, este super. Și acum. Mariana, Deni, Pisi! Ce să mai... Haideți, bă, și noi, că măcar acolo așa de... Hai că e ultimul meci, tot ce avem că e ultimul meci. Adriana, Marius, frățiorul meu, te pup. Păi și cum te-ai mutat la București, fra? Păi ce să fac acolo la mine, la Târgu Mureș, frate? Oricum, adică gagica mea era din Valencia și ne-am obișnuit aici. Acum aproape un an am stat în emisiune. Mariana, te pup, Mariana, îți mulțumesc din mă. Am înțeles. Am stat aici amândoi, așa pe repede înainte și suntem bine. Da, super, frate, super. Și acum ce planuri ai pe viitor? Sau ai ceva planuri? Mă, frate, momentan cu sala vreau să concurez în toamnă. Acum mai stau un pic pe de... Nu? Niciodată nu mă mai duc la niciun concurs, am zis, bă, nu-i pentru mine, frate, nu. Dar chiar era problema, tu erai mare, frate, aveai ce trebuie pe tine, dar nu vine niciodată destul de definit. Nu. Păi nu, că nu vreau să pierd din mărime. Oricum, mărimea contează, gen. Bă, într-adevăr, asta vom vedea la meciul care o să-l am în RXF, dacă contează mărimea, că băieții o să vin la 70 de kg, o să mă la 100 și... Dar ei sunt profesioniști, frate, am înțeles bine? Da, sunt profesioniști. Ce înseamnă profesionist? Că s-au bătut în gale din alea... Da, au multe meciuri la activ, da, în gale, contra profesioniști, contra asta, deci... Na, au și centuri, înțelegi, sunt campioni.
Unul dintre ei, nu, e din Bacău, lupul ăla. Ba, ba, ba. Ăla de când eram eu la Humble, frate, de prin 2015, om avea sală de lupte și alea. Wolf Gym. E ciocanar, dar vom vedea, părerea mea e că nu o să facă mare lucru, că n-ai ce să faci la 1.70. Te-am zis că părerea mea e că n-am ce să facă. Bă, mare lucru, bine, da, zis că dacă pun mâna așa și îi țin de cap, n-ajung până la mine. Așa e. Da, ce e public match-ul? Da, o să fie cu public, primul meci, prima gală, RXF cu public. Păi fă-mi și mie o invitație, frate. O să-ți fac rost cu siguranță dacă e. Bun. Da, ți-am zis, o să fie frumos, o să fie interesant. Bine, bine, bine. Doriane, te pup, viața mea, te pup. Ai grijă de tine. Să te bătaie, te pup. Antrenează-te și se rupe aia, te pup. Promit. Hai, ai grijă de tine. Frate, spor, te pup. Pa, pa. Băi, fraților, mamă, ce... Oricum, eram bine așa psihic, chiar dacă mi s-au furat ieri banii. Astăzi am venit bine pe psihic, așa, după, și după antrenament, dar să mă rog dacă nu, uite, vezi ce înseamnă să ai oamenii aici cu tine, că te ridică din orice prăpastie. Mamă, dar ce bine mi-a mers seara, chit că am pierdut noi la ultimul meci. Cum a zis cineva de aici, cred că Pisi, mai bine câștigam cu 100.000 de puncte decât să pierd cu 470. Vă pup, bă, fetelor, vă mulțumesc din inimă. Tot Ardelean, da, e de la Cluj, Cristina, e de la Cluj. A fost și la puterea dragostei. Adelina, tu ai zis, da. Bun. Seară frumoasă, Mariana, îți mulțumesc că ai venit. Băi, am niște pastile, mi le-a dat cineva. Așa se numesc, Nocturno. Nocturno, dar vă dau cuvântul meu că-s puternice într-un hal. Deci eu trebuie să iau 4-5 pastile de melatonină de 5 mg ca să pot să adorm. Și o pastilă din astea de Nocturno mă anihilează. Unde că nu mai știam cum să-mi țin ochii închiși, că urmăream un serial la seară și era și interesant, Casa Bântuită. Nu mai puteam, mă, să mă uit, nu mai puteam nici cum. Așa mi s-au făcut ochii ca la un chinez. Hai că mai fumez și eu cu țigară cu voi și-am terminat. Da, mă, că, uite, pe el am bătut la primul meu concurs. Băi, ce-am făcut pentru concursul ăla, stați să vă arăt. E tatuaj, stați așa. Deci așa să vă gândiți, stați o secundă, stați așa. Unde-i? Uitați, deci așa arătam eu în... Ce era? De dimineață merg la muncă, mă mai trezesc? Cred că da. Așa arătam eu în 2017, înainte de primul concurs. Și aveam... Câți ani aveam? 17 ani. Vară făceam 18 și atunci mă lăsasem de handball în vara respectivă. Și am vrut neapărat să concurez, era mare, să știți, era mare, așa nu se vede prea bine, era camera făcută și, în fine, nu stăteam nici prea bine, dar era mare, era mai mare așa, eram gras, dar era mai mare decât sunt acum. Și vreau să concurez și mi-am luat un antrenor din Statele Unite, era român, om, avea experiență mare în culturism de 20 ceva de ani de concurat, cu multe, multe concursuri la activ, cu multe trofee și... El făcea niște transformări din astea mari și când mi-a zis prețul cât îi trebuie pentru 4 luni, că era decembrie și în martie aveam primul concurs și mi-a zis omul, nu m-a prea băgat în seamă, gândiți-vă că arătam așa, adică și oamenii aia, cum să zic, plătești un preț, dar omul lucrează cu o grămadă de oameni care sunt sportivi bine, fiecare se dedică atâta cât te dedici și tu. Și arătând așa, nu știa omul dacă mă țin de treabă, dacă mă țin o lună, dacă mă țin de ce zice el. Și omul mi-a zis atâta, că, bă, Laurențu, nu știu cum o să arăți, dar dacă ții tu tot ce spun eu, îți dau cuvântul meu de onoare că o să intri în formă de concurs în martie, nici mai știu pe ce dată era. Și, băi, când mi-a zis că costă $500, mi s-a părut foarte mult, adică antrenorii pe aici online era 200 de lei, 150 de lei și omul îmi cerea $500. Și era mult, vă dați seama, eram și copil, încă eram la liceu, mi-a dat tata $500, l-am plătit, băi, câte am făcut pentru concursul ăla, mi-a trimis o listă de suplimente, o grămadă de suplimente, o grămadă de bani, n-am putut să, n-aveam, nu prea aveam, adică aveau ai mei să îmi plătească, dar mi-era rușine de ei să le cer așa, dăm 8 milioane pentru suplimente, 500 de lei pentru ăla, aveam rușine așa, aveam obraz față de ai mei. Și... Din lista aia mare de suplimente, o trebuie să
mi-am luat numai vreo 3-4, că n-am vrut să forțez nota, n-am vrut să le cer nici alor mei. Și cu alea m-am chinuit așa, cât am putut. Nu puneam ca acum la mă cupă și puneam. Calculam acolo pe cântar să văd 5 grame, să nu cumva să pun mai mult. Dacă puneam cu un gram, două mai mult, ori 30 de serviri, se termina prea repede, iar trebuia să-mi cumpăr altele. Și a fost muncă multă. A fost muncă multă, cum îmi strângeam eu bănuț lângă bănuț. Dar stați că termin astea 4 săptămâni de detox să vedeți cum mă bag în pâine. Și în ziua concursului, nimeni nu mi-a dat șanse. Nimeni nu mi-a dat șanse, nici președintele federației n-a vrut să mă înscrie la club, că a zis că n-am șanse. Și 4 luni mai târziu, când m-am dus la concurs, băiatul ăsta știe, când mi-am dat tricoul jos să mă pompez înainte să intru pe scenă, au venit copiii la mine să zică, frate, tu ești campion. I-am spart pe toți. Uite că el e George aici, frățiorul meu de la Reghin. Le explicam, uite că poate să zică Eli, poate Eli mai știe. Că mă găsea lumea dimineața pe la 6-7 prin Reghin, că alergam de la Reghin până la Petelea și înapoi. Nu mai jucăm nici noi, bă, dragilor, o să ieșim și noi. Că nici n-avem cu cine. N-avem cu cine și am spart topurile azi. Așa că, dragii mei, frumoșii mei, șmecherii mei, vă mulțumesc, fetelor, domnișoarelor, Marius, frățiorul meu, vă pup, o seară frumoasă și ne vedem mâine. Hai, aveți grijă de voi. Te pup, Eli, te pup, ai grijă de tine, toate cele bune. Vă pup, fetelor, mersi încă o dată că ați fost cu mine. Vă pup. Grijă, te pup, Cristina.